Bună ziua, cum vi se par vânzările față de anul trecut? Față de anul trecut, vânzările sunt cam la același nivel. Singura diferență este intervalul redus de activitate, având în vedere ordonanțele militare care îngrădesc accesul populației, mai ales celor bătrâni. Cum știți, este intervalul acela 11-13. Dar ca și vânzări, raportându-ne la cele două ore, ne aflăm în, putem spune, chiar în situația anului trecut. Noi, ca și comercianți, am aplicat și livrarea produselor la domiciliu și diferența se face prin această metodă. Suntem mulțumiți, vânzările sunt cam aceleași raportat la situația de anul trecut. Indicat ar fi, după părerea noastră, ca intervalul acesta orar pentru pensionar ar fi bine să fie mărit cu o oră și ceva, pentru a fi mai multă fluență, așa să zic, ar fi mai altfel, așa în jur, în ora stabilită de ordonanță, e prea mare aglomerație, e un pic de haos se creează totuși. Ar fi mult mai bine dacă s-ar mări cu o oră cel puțin acest interval, pentru că trebuie să fim cinstiți și corecți. Majoritarii clienților noștri provin din această medie de vârstă mai ridicată. În general, pensionarii sunt cei. Dumneavoastră care... faceți și livrări la domiciliu? Bineînțeles, ne-am adaptat la situație pentru a putea supraviețui și noi, pentru a putea ajuta și persoanele care nu pot ieși din casă, care sunt blocate de această situație, livrăm la domiciliul clientului în această perioadă. Care să fie? Și aveți de gând să faceți livrări până aproape de Paște, vineri, sâmbătă sau facem când? Livrări atât cât va fi necesar pentru a satisface toate cerințele și le-a onora toate comenzile care ne vor fi oferite. Mulțumesc foarte mult, o zi bună! Și noi vă mulțumim, o zi bună!